am făcut o mică modificare, în sensul că orele de la ceas, minutar, secundar, orar și cifre, se schimbă doar o dată pe minut, deoarece pe mine mă deranja chestia să schimbe la fiecare secundă, cum era originalul. Haideți imediat o să se schimbe. Bineînțeles că se poate îmbunătăți în sensul de a schimba culoarea să nu fie același pe cifră și limbile de secundar, minutar sau orar. Dar pentru început e ok, zic eu. Am și sketch-ul pe GitHub, e și articolul cu informațiile mele. Sper că puteți să le reproduce și voi destul de ușor. Deci ăsta e un afișaj pe P3, 64, 64, deci asta e rezoluția lui de LED-uri. Iar aici o placă cu ESP32, care la mine chiar necesită o antenuță, are un loc. Așa că e foarte sur de la Wi-Fi-ul meu. Ia uitați, am să schimb iar. Cam asta e. Eu zic că e mult mai ok.